Domnule primar, bună ziua, bine v-am găsit. Iată, în așteptarea bugetului pe 2013, spuneți-ne ce activități reușiți să mai dezvoltați dumneavoastră aici la Comuna Dănești. Bună ziua și bine ați venit în comuna noastră. Activități care avem noi prioritate să le facem este alimentarea cu apă. Avem proiect prin ordonanța 7, din 24 de miliarde vechi, ni s-au dat numai 3 miliarde, așteptăm fonduri de la guvern. Adică de am înțeles, vin de data asta prin Consiliul Județean, dar tot cu repartiții către proiectele care sunt începute. În ce an a început acest proiect? Proiectul este început în anul 2010. 2010 și s-au făcut lucrări numai de 3 miliarde de lei vechi. Atât. Și soptul faci. În rest, așteptăm. Nouă ni s-au cerut documentații și la guvern, și la nivel de prefectură, și la nivel de Consiliul Județean. Am transmis. Acum așteptăm bugetul. Câți oameni depinde această aducțiune cu apă? 2 milioane. În jur de 2 milioane. Deci satele cele mai mari. E Miracoviță cu 1200 și Dănești cu 700. În ceea ce privește canalizarea? Canalizarea nu avem deocamdată proiect. Nu. Dacă o să ne dea voie tot prin ordonanța 7, să putem face proiect și pentru canalizare, dar pentru asta ne trebuie bani. Și noi nu avem. Un proiect din ăsta, alimentare la proiectul, la alimentarea cu apă, costa 2 miliarde de lei. La canalizare mă gândesc că se duce tot la 1 miliard. Sigur se duce. Domnul primar, văd că v-ați mutat în casă nouă, aș putea spune într-o primărie nouă. Spuneți-ne de când este început această primărie și când ați reușit să o finalizați. E început tot din anul 2009, spre sfârșit 2010 și e terminat în 15 noiembrie 2012. Cu ce fonduri ați? Numai cu forții proprii. Din fondurile noastre proprii nu ne-a dat nimeni un leu. Din altă parte. Au costat 12 miliarde jumătate. Am dat 10 miliarde și mai avem, suntem datori cu 2 miliarde jumătate. Asta constructorul și-a făcut pe banii lui. Urmează noi să ne împrumutăm de la trezoreria statului cu 2 miliarde jumătate de lei pentru primărie și încă 300 de milioane pentru... Avem o datorie de la drum, la drumurile comunale. Și ne împrumutăm de banii ăștia, factura de la primărie face 90 de zile pe 7 martie și atunci putem să depunem cererea de împrumut. Deci după 90 de zile se consideră arierat, neplătit. Am înțeles că există o ordonanță de guvern prin care dumneavoastră, primăriile, sunteți obligate cumva să vă împrumutați ca să plătiți arieratele. Da, 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 este ordonanța numărul 3 din februarie acum dată, în care, ca să bine, și guvernul, cred că ca să scape de aceste arierate, ne dă bani cu împrumut de la Banca Națională cu dobânda de 5,25% cât e, facem pe 5 ani de zile. Sper, eu zic după mine, este o măsură bine pentru că rămâneai cu datorii și te duceai și cereai de bani și de la, prin parlamentari și prin guvern, că până la urmă și nu mai știe unde îi duci. Nu. Am rămas datori, ne plătim datoriile, nu e nicio problemă. O să ne vină cam la datoriile care le avem noi, pe 5 ani de zile, cam 60 de milioane vechi pe lună. Rata. Am înțeles. Care o plătim noi. Dacă noi bani și vom mai primi de aici înainte, cred că o să primim bani puțin de la guvern, numai prin gală.
suntem asociați într-un gal cu, de la Iași. Suntem 5 comune, nu, 4 comune plus orașul Negrești din Vaslui și 9 comune din județul Iași. Cum e cu acest gal? Cât, ce sume se învârte aici? Da, nu, au câștigat numai un proiect cu 2,8 milioane de euro, împărțit la 14 nivelii, 170 de mii de euro de fiecare. Ce veți face cu acest bani, dumneavoastră, de exemplu? Cu acești bani nu putem face, că dacă te apuci de făcut ceva, trebuie să faci un obiectiv, ca să rămâi, ca să, așa că dacă împarți, ba să faci parcuri de joacă, ba să iei tractor, ba să nu știu și să-ți mai iei, banii se duc imediat. Așa facem un centru cultural, așa o zic, nu poți să-i zici cămin, am vrut să ne reabilităm căminul, nu se poate, e din pământ și trebuie să facem altul. Și facem un centru cultural cu, pentru tradiții populare, așa se numește el, în care o să investim toți bani. Cu banii ăștia îl putem face. Deci la cămin o să fie și bibliotecă comunală, care este și acum acolo, dar cu, să faci cu încălzări exact cum e primărie. Se spune că primăvara pentru comunele din România este momentul adevărului, să zicem așa, în ceea ce privește drumurile. Cum se prezintă drumurile la dumneavoastră? Drumurile noi. Noi, pe raza comunii Dănești, avem 17 km de drum județean. Dumneavoastră ați venit pe el și asta e perioada cea mai grea pentru comuna noastră, când se dezgheață, se îngheață, vin ploi. Hai, noi, este proiect făcut, am înțeles, studiu de fezabilitate cu tot, cu ridicări, topo, cu totul, dar aici, dacă să faci drumul ăsta numai cu bani împrumutați de la Banca Mondială, așa am înțeles, de la, sau Banca Europeană de Dezvoltare. Noi și-o stricat constructorul, am pus piatră, 4 mașini de piatră, cât poți 5 de 100 de milioane, 100 și ceva, în zona unde era acolo, la primăria veche, dar constructorul, el nu a venit cu utilaje la primăria care s-a construit, că doar asta au făcut, să vină cu utilaje de 40-50 de tone, 100 de tone, că nu au putut să facă cu ele aici, că drumul atunci se strică. Sau la alimentarea cu apă, a venit cu un bul de excavator, și-a venit odată și-a adus, sau de două ori, a adus țeava cu un tir din ăsta. Nu s-a putut strica drumul numai din cauza așa. Dar, da, drumul s-a stricat că să pân șanțul, normal că să mai duci și pământ și nu poți să-l... Asta, dar dacă vrem alimentare cu apă, trebuie să mai și stricăm. Că... Trebuie să treceți prin această etapă. Da, 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 da. Spuneți-mi ce probleme mai aveți dumneavoastră în această zonă? Probleme la noi, de exemplu, ne-au afectat seceta de anul trecut. Oamenii nu pot să-și mai plătească ca altă dată taxele și impozitele. Nu acum. V-am zis că eu sunt de câțiva ani la primărie. Ei, în fiecare an, până la 31 martie, cel puțin 40% din populația comunii își plăteau taxe și impozite. Aveau reducere. Da. Ei, anul ăsta nu. Anul ăsta, până la ora actuală, nu sunt nici 10%. În ce cauză? Deci, cauza principală e lipsa de furaje pentru animale, nu s-a făcut porumb, nu s-a făcut fân, nu s-a făcut coceni și omul își strânge să-și salveze animalul care îl mai are și mai are. Și din cauza asta e singura cauză care nu s-a putut... Nu, și nici nu pot. Eu, de exemplu, am întrerupt iluminatul public. Plătem 60-70 de milioane de lei pe lună. Și dacă n-am mai avut bani, n-am avut ce să fac. De la 15 februarie l-am întrerupt. Deci acum comuna este în beznă. Da, asta e. După ce merg prin noroi, mai merg și prin întuneric. Nici măcar nu mai potează pe una calcă. Așteptăm bugetul. Dacă o să, dar eu zic din start, pentru că dacă județul Vaslui s-a dat cu 120 de miliarde de lei mai puțin, deci și comuna noastră va primi cu cel puțin un miliard de lei mai puțin. Asta, de asta suntem siguri.
Așteptăm dacă o să putem să ne redresăm, să îi dăm drumul înapoi. Când avem ceasuri, le programez. Dar... Da. Ceea ce privește asistența medicală aici în comună, spuneți-mi dacă aveți un medic, eu știu, care vine să consulte oameni, eu știu, un cabinet medical, o farmacie, ceva. Avem comuna noastră, deci se încadrează numai pentru un singur medic de familie. Dispensarul este în satul Emiracoviță. Câți kilometri sunt de aici până la... 3. 3 kilometri, nu. Dar vine o dată pe săptămână și pentru populația de aici am asigurat aici, în primăria nouă, o cameră, unii vine și consultă, dă rețete. În farmacie au încercat acum în 2010, 2011 să vină cineva, până la urmă nu a mai venit, o renunțat. Dar cred că a fost cu șeie din medicamentele care le-au găsit cu medicamente expirate. Bine că nu a mai venit și la noi. Sigur, dintre și eu a fost. Dar nu. Spuneți-mi care sunt cele mai importante obiective pentru 2013? Pe lângă pentru, alimentarea cu apă pe care ne-ați... Pentru 2013, pe lângă alimentarea cu apă, dacă reușim să ne facem căminul cultural în satul Dănești, ca să avem și noi, de exemplu, ați văzut că eu am primit oameni aici în sala de la Starea Civilă, să ne facem căminul acesta, dacă am reușit să ne-l facem, și drumul. Drumul. Ni s-au promis de la Consiliul Județean că... Chiar dacă nu o să fie bani pentru asfaltare, măcar în intravilanuri comunii, că avem 5 km, să ne facă 5 km de drum betonat. Noi am fi bucuroși din asta. Că 5 km înainte, din 17, mai rămânem cu 12, mai faci o dată 5 și ne apropiem de... Am văzut o aglomerație mare aici, la parterul clădirii. Spuneți-ne ce se întâmplă. Da, astăzi suntem programați cu domnii de la APIA pentru instruirea fermierilor, pentru a depune cererile și pentru animale și pentru suprafață. Și au venit doi domni ingineri, care consilieri, cum se numesc ei la APIA, și discută cu fermierii despre ce trebuie să facă, să se ducă cu documente, ca să nu se ducă acolo de 2 ori, de 3 ori. Îi spune și trebuie cont de la bancă, îi trebuie adeverință de la primărie, îi trebuie aici, trebuie aici, problema și e mai mare și pentru fermieri. Acum nu o să îi dea adeverință de la primărie dacă nu are impozitul plătit. Ne-au programat de la 1 martie, nouă până acum nu ne-au dat bani, că dacă ne dă de bani, cum era în anii și le dă de la oameni bani, da, dom'le, am luat 3 milioane, că atâta le mai vine, 3 milioane și ceva pe hectar, vin și îmi plătesc și impozitul. Acum banii nu i-au dat, el nu-i dă adeverința, nu știu cum o să mă... Era un avantaj dacă ne dădea bani. Dacă le dădea bani, oamenii vineau, eu sunt sigur că vineau și plăteau. Domnule primar, spuneți-ne în ceea ce privesc fântânile din comuna dumneavoastră, fântânile publice vorbim, spuneți-ne dacă au acel aviz de la Direcția de Sănătate Publică, adică analiza pe care trebuie să o faceți dumneavoastră odată la pe an sau odată la 2 ani, nu știu. Nu, a fost odată la 2 ani, dar noi fântânile publice nu, pe raza comunii nu avem. Ciușmele? Ciușmeaua care este, atâta aici, numai și ei singura ciușmea și una de la Racoviță, atât și o fântână în Racoviță, care e publică, care e noastră, restul care are fântâna la poartă și e făcut de om, nu e, cum am mai avut discuții din asta. Dar nu este pe domeniul public? Nu, e, omul nu și-a făcut un curte la el, dar și-a făcut lângă gard și ca să iei toată mai multă lume apă, că așa e la noi obicei, nu faci cu fântână să iei numai tu. Cum e cu avizul? Ba da, noi ne-am făcut, da, analize, noi, la școli, de exemplu, și-au făcut analize că școlile au, de exemplu, apă, școlile reabilitate au și le-am făcut. Ei, care sunt cu nitrați, n-ai voie decât numai pentru spălat pe mâini, pentru consum apă și eu, majoritatea elevilor care nu-i bun, dar am mai adus, n-am cumpărat din astea, cum e? Domnule primar, noi vă mulțumim foarte mult, vă dorim spor la treabă și mult succes!